Sunt Ilie Sârbu, senator, candidat pentru un nou mandat în Colegiul Făget-Lugoș-Buziaș. Ne aflăm uh, la final de campanie electorală. Am văzut uh, toate localitățile arondate colegiului meu, împreună cu cei doi colegi, sigur, pe zona Făget și Lugoș, cu al treilea pe zona Recaș, respectiv, Dorel Covaci, Sorin Stragea și Ciceronis Cumpănășoiu. Dragi prieteni, aș vrea să vă spun un lucru pe care, sigur, că l-am spus și la întâlnirile noastre electorale, dar un lucru care îl consider foarte important pentru dumneavoastră, pentru viața dumneavoastră, pentru viața copiilor dumneavoastră și a noastră tuturor. Cred că acest vot uninominal pe care îl experimentăm pentru prima dată, pe lângă bunele și relele care le aduce, aduce un lucru extraordinar și l-am constatat în această perioadă. Crează o punte de legătură între cei care vor fi reprezentanții dumneavoastră în Parlament și dumneavoastră. Sunt oamenii care vor deveni de, după data de 30 noiembrie, senatorul dumneavoastră, deputatul dumneavoastră, nu mai sunt un bun al tuturor și al nimănui, cum au fost până acum. De aceea eu cred că poate cel mai important lucru pe care dumneavoastră îl puteți face acum, aveți această șansă mare de a vă alege omul care să vă reprezinte, omul care să fie lângă dumneavoastră, în toate perioadele anului, nu numai în perioadele electorale. E o șansă extraordinar de mare pe care, sigur, o aveți odată la patru ani și ar trebuie să fie exploatată. Îndemnul meu e în acest context, ca duminică, în număr cât mai mare, să participați la vot. Să anunță oarecare reținere față de participarea la vot și cred eu că lucrul ăsta nu ne face bine nici nouă, nici dumneavoastră. Asta trebuie în această perioadă să conștientizați importanța fiecărui vot care se dă. Și sigur, în cunoștință de cauză, după ce s-a terminat campania electorală, după ce toate partidele au încercat să vă prezinte doctrine, oameni, să vă convingă, singuri ați putut trage concluziile. Situația în care se află România, la ora actuală. Situația în care suntem cu toții, valul de disponibilizări care s-a bate asupra țării, economia care nu va putea să facă față crizei, are nevoie de un guvern puternic, de un partid puternic. Un partid care a demonstrat în cel puțin două rânduri că știe și poate să scoată țara din criză. În aceste condiții cred eu că cel mai important lucru pentru dumneavoastră e ca dincolo de ceea ce ar însemna o speranță legată de cineva, să treceți în ceea ce înseamnă responsabilitate, în ceea ce înseamnă putere de guvernare, în ceea ce înseamnă profesionalism și atunci cu siguranță că în duminica din 30 veți acorda votul acelora care au demonstrat că pot să facă, mult mai mult pentru România, că sunt oameni responsabili, că sunt oameni serioși, că sunt oameni care n-au luat și nu vor lua niciodată în glumă actul de guvernare, ci îl vor trata așa cum el trebuie să fie tratat și cum dumneavoastră, de fapt, așteptați să îl tratăm noi politicieni. Eu vândem ca duminică în 30, ieșind la vot, să votați poziția 4, să votați pentru Senatul României Ilie Sârbu, pentru Camera Deputaților Dorel Covaci, Sorin Stragea, Ciceronis Cumpănășoiu, pe acest colegiu pe care candidăm noi, iar pe celelalte colegii în care candidează oameni de la Alianța. PSD, PC, de asemenea să le acordați încrederea, fiindcă sunt convins că merită, îi cunoașteți acum, i-ați văzut, au stat de vorbă cu dumneavoastră și împreună, fiind o echipă puternică, vom deveni puternici și acolo unde e nevoie să fim puternici, în Parlamentul României, în relația cu guvernul, ca banatul să primească ceea ce ne-a primit în cei 20 de ani. Vă doresc multă sănătate, bucurii multe și tot ceea ce dumneavoastră vă doriți pentru familiile dumneavoastră.